Marți 21 septembrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satul Mare, împreună cu procurorii DIICOT, Biroul Teritorial al Satul Mare, au efectuat o percheziție domiciliară în județul Satul Mare. Activitățile desfășurate de polițiști au vizat un tânăr de 25 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc. În urma percheziției domiciliare a fost identificată o cultură de cannabis formată din 22 de plante de aproximativ 130 de kg de masă verde înființată într-un solar de legume care a fost ridicată de polițiști de combatere a criminalității organizate. Bărbatul de 25 de ani a fost condus la sediul DIICOT, Biroul Teritorial al Satului Mare, în vederea audierii și luării măsurilor legale. Față de acesta, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. În activități au fost angrenați criminaliștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satul Mare și polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comunal Medie Șoaurii.